Consilierii locali din municipiul Roman trebuie să se pronunțe în legătură cu schimbarea temporară parțială a destinației parterului și etajului întâi ale imobilului de la sala de sport polivalentă în vederea înființării unui centru de vaccinare împotriva COVID-19. Este vorba despre cea mai mare sală a municipiului cu o suprafață construită la sol de 1934 de metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 2914 metri pătrați, aflată în proprietatea municipiului Roman și în administrarea clubului sportiv municipal. Referatul de aprobare, înaintat consilierilor, amintește că la data de 15 ianuarie a început etapa a doua a campaniei de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2, urmând ca în scurt timp să fie imunizată și populația generală. Autoritățile au constatat că de la data începerii celei de-a doua etape a crescut semnificativ numărul persoanelor care solicită vaccinarea împotriva virusului și astfel va fi nevoie de noi spații, mai ales în perspectiva celei de-a treia etape. De precizat că, așa cum au stabilit guvernanții, printre cerințele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare se numără schimbarea destinației spațiilor în structuri medicale centre de vaccinare. Astfel, s-a identificat ca și spațiu în care se poate organiza și înființa un centru de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2, sala de sport polivalentă din municipiul Roman, compusă din subsol, demisol, parter și două etaje, situată în bulevardul Roman Mușat, numărul 82 având o suprafață construită de 1934 de metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 2914 metri pătrați, cu numărul cadastral 58932, înscrisă în Cartea Funciară a Municipiului Roman cu același număr aflată în proprietatea municipiului Roman și în administrarea Clubului Sportiv Municipal Roman. Se arată în documentul care așteaptă girul consilierilor locali. De precizat că acest proiect a fost depus suplimentar pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu din 28 ianuarie, alături de alte două inițiative legislative locale. Viceprimarul Radu Samson a inițiat modificarea hotărârii de Consiliu Local numărul 126 din 2020, privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Roman. Al treilea proiect suplimentar, pe ordinea de zi, se referă la includerea în campania națională a terenului aferent centrelor de vaccinare de la Colegiul Tehnic Miron Costin, în suprafață de 5.151 de metri pătrați, pentru că așa se asigură căile de acces. A fost nevoie de o delimitare clară a accesului pacienților de cel al elevilor.